Mulțumim lui Dumnezeu, frați și surori, că suntem împreună și în dimineața aceasta la închinare și este un har mare din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Vă propun în dimineața aceasta să medităm la un subiect, să, să vorbim despre un subiect și anume despre ceea ce credem. Poate suntem și noi ca atenienii de multe ori, așteptăm lucruri noi, însă așa cum spunea și fratele Andrei, nu de mult, atunci când cineva ne predică cuvântul lui Dumnezeu, vine cu aceeași carte veche, cu aceeași Biblie, cu aceleași subiecte care sunt în Biblie și chiar dacă am trăi Ani mulți mai, mult mai mulți decât trăim de obicei pe pământ oamenii, n-am reușit să, să descoperim uh, toate bogățiile și, și tot adevărul care există în Biblie. Și de aceea, așa cum spunea Petru în, în, în textul pe care îl studiam duminica trecută din 2 Petru, capitolul 3, când spunea că vă scriu ca să vă aduc aminte niște lucruri pe care voi le știți. Vi le-au spus prorocii, apostolii Domnului, Pavel la rândul lui când scrie filipenilor, scrie că lui nu este greu să ne scrie aceleași lucruri, iar nouă ne este de folos. Nu este greu să vii cu aceleași subiecte și ne este de folos, pentru că noi suntem uituci. Uităm. Uităm și mereu, mereu trebuie să ni se împrospăteze memoria, trebuie să. Când am, când am spus subiectul acesta despre ceea ce credem. Sigur, toți știm ceea ce credem. Însă este bine să ni se aducă mereu aminte despre ceea ce credem. Pentru aceasta am să iau din scriptură două sau trei texte care să argumenteze. Acest subiect și după fiecare text vom trage o concluzie și să ne gândim la concluzia aceasta. În toate textele acestea din scriptură, ca să zic așa, personajul principal uman este același. Și este vorba despre Apostolul Petru. Știm cu toții cine a fost Petru și ce caracter era Petru. Petru era un om impulsiv, era de multe ori sărea și făcea și vorbea fără să-și dea seama, practic cum zicem noi, ceea ce face și ceea ce vorbește. Aduceți-vă aminte că la un moment dat când au venit soldații să-l prindă pe Domnul Isus, Petru n-a stat pe, pe, gânduri. A scos sabia și i-a tăiat urechea robului marelui preot. El vorbea, era impulsiv, vorbea ceea ce nu trebuia să vorbească, așa cum se întâmplă și cu noi. Și făcea ceea ce nu trebuia să facă. însă în situațiile pe care le vom lua din Scriptură, domnul Isus îl învață ceva pe Petru și ne învață și pe noi în dimineața aceasta. Petru era impulsiv în vorbire și aceasta este situația în care se pune când Domnul Iisus Hristos îl corectează. În situațiile acestea, Petru vorbește fără să-și dea seama ce vorbește și Domnul Hristos îl corectează și îl învață niște lucruri. Acum, vorbirea este un dar de la Dumnezeu. Noi nu credem în evoluție, noi credem că Dumnezeu l-a făcut pe om și nu credem că omul și-a dobândit vorbirea în decurs de milioane de ani, așa cum spun evoluționiștii. Noi credem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pe care îl prezintă Scriptura, un Dumnezeu care vorbește, iar omul pe care Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea sa este o ființă care vorbește. În Scriptură, în Geneza, în capitolul 1, Versetul 3, dacă nu mă înșel, cuvântul lui Dumnezeu spune și Dumnezeu a zis, a vorbit. Iar după ce l-a făcut pe om, Dumnezeu i-a dat o poruncă în Eden, în grădina Edenului, asta însemnând că și omul putea să priceapă vorbirea lui Dumnezeu și la rândul lui putea să vorbească, pentru că mai jos, cu câteva versete în capitolul 2 din Geneza, atunci când Dumnezeu aduce femeia în fața omului, în fața lui Adam, spune Scriptura că și omul a zis. Deci și omul a vorbit. Nu și-a dobândit vorbirea în decursul a milioane de ani. Acum vreau să ne uităm în Scriptură, că Scriptura ne învață ce trebuie să vorbim și cum trebuie să vorbim. Îți două lucruri, două principii pe care ni le dă Dumnezeu în Scriptură. Și poate foarte rar sau poate că niciodată unii dintre noi, și majoritatea oamenilor, nu se gândesc la principiile acestea pe care le dă Dumnezeu cu privire la vorbire. În coloseni, în capitolul 4 cu 6, spune Scriptura că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare și cu har. Adică vorbirea omului, a copilului lui Dumnezeu, trebuie să fie așa cum este, cum spune Domnul Isus, ca acea sare bună, ca acea sare în bucate. Trebuie să fie dreasă cu sare, trebuie să mângâie, trebuie să dea gust, trebuie să fie cu har, să vorbească despre harul lui Dumnezeu, iar Apostolul Petru când vorbește și ne dă un alt principiu despre vorbirea noastră, spune că dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Acum, sigur că nu putem toată viața noastră să cităm din Scripturi. Dar vorbirea noastră trebuie să fie călăuzită de principiile Scripturii. În gura voastră spune Scriptura. Să nu se audă bancuri porcoase, vorbe porcoase, vorbe care, care nu, nu mângâie, vorbe care uh, duc la mânie, la ceartă. Aceast, acestea sunt principiile pe care ni le dă Dumnezeu cu privire la vorbirea noastră. Haideți să vedem o primă situație în care Apostolul Petru vorbește fără să-și dea seama ce vorbește și să vedem ce îl învață Domnul Iisus Hristos pe Petru și ce ne învață pe noi. Ne uităm în Luca, în capitolul 9, în situația în care Domnul Iisus Hristos era pe muntele schimbării la față. Și spune cuvântul lui Dumnezeu Luca 9, începând cu versetul 33. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit. de el să ascultați. Dacă, dacă restrângem un pic versetele 34 și 35, le putem citi în felul următor. Pe când vorbea el astfel, adică Petru, s-a auzit un glas care zicea. Este acea, acea scenă din viața Domnului Isus și a ucenicilor pe care o cunoaștem cu toții. Domnul Isus era pe muntele schimbările la față. Acolo ucenicii văd pentru prima dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, slava lui Isus. Până acei ucenici îl cunoscuseră pe Domnul Isus Hristos ca fiul omului, ca robul care slujește, nu-i văzuse slava lui cerească. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că fața lui Isus s-a schimbat, în îmbrăcămintea i-a devenit albă strălucitoare și în sfârșit ucenicii au văzut slava lui Isus. În această situație, Petru spune, Doamne, este bine să fim aici. Am să fac trei colibe ca să rămânem aici. Și spune Scriptura că nu știa ce spune. Acum pe munte Domnul Iisus Hristos era cu doi oameni, cu Moise și cu Ilie. Era dragostea și harul lui Dumnezeu în persoana Domnului Hristos pe munte și era legea reprezentată de Moise și prorocii reprezentați de Ilie. Stăteau de vorbă cei doi și Scriptura ne spune despre ce vorbeau ei cu Domnul Iisus Hristos. Spune versetul 31, care se, Moise și Ilie care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să l aibă în Ierusalim. Era harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu pe munte, era legea și prorocii, și acum Petru se simțea foarte bine în prezența lor. Nu cu mult timp înainte a fost o situație în Cezarea lui Filip. Când Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și răspund ucenicii, dar voi, zice Domnul Iisus, voi cine spuneți că sunt? Și Petru îi dă acel răspuns fantastic, răspuns pe care spune Domnul Hristos că pe acest răspuns voi clădi biserica mea. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru, călăuzit de Dumnezeu, dă acest răspuns Domnului Iisus. El știa, el o mărturisise cu gura lui că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Acum fiind pe munte în prezența Fiului lui Dumnezeu, al lui Moise, al legii și a prorocilor, Petru se simțea bine și zice, am să fac trei colibe să rămân în prezența a tuturor, și a lui Hristos Domnul, și a legii, și a prorocilor. Și în momentul când Petru spunea lucrurile acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că din cer s-a auzit un glas. Glasul din cer, Dumnezeu din cer, nu l-a lăsat să mai continue. Poate Petru ar fi mai spus cine știe ce, bazaconii. Dar din cer un glas l-a întrerupt pe Petru și a spus, din cer, din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Nu de ei să ascultați, de el să ascultați. Petru era evreu. Petru cunoștea cine a fost Moise, cunoștea cine a fost Ilie, se simțea bine în prezența lor, dar din cer s-a auzit un glas care i-a spus de el, de Hristos să ascultați. Nu de Moise și nici de Ilie. Glasul din cer a vrut să-l învețe pe Petru un lucru. Că acolo pe munte nu se afla de fapt decât un singur om. Acolo pe munte era fiul omului, era Isus Hristos și de el trebuia să asculte Petru. Acum, întrebarea este și concluzia acestor versete este și pentru noi. Ne este de ajuns Isus Hristos? Pentru că în momentele acelea lui Petru nu era de ajuns harul și dragostea lui Dumnezeu. Îi plăcea și cu legea, îi plăcea și cu prorocii. Uh, întrebarea are sens și în ziua de astăzi. Pentru că, uitați-vă în jurul nostru, sunt oameni cărora Iisus Hristos nu le este de ajuns. Le mai trebuie și să nu mănânce carne de porc, le mai trebuie și să țină alte zile, le mai trebuie să aprindă lumânări, le mai trebuie icoane, le mai trebuie mers în genunchi, nu știu unde să se... multe lucruri de genul acesta. Nu-i destul Hristos pentru ei, ci le mai trebuie ceva. Le mai trebuie și lege, le mai trebuie și proroci, le mai trebuie multe. Întrebarea este pentru noi, este de ajuns Iisus Hristos? El este totul pentru noi? Un al doilea text în care tot Petru este Eroul principal, ca să spun așa, îl găsim în Matei, în capitolul 17. Începând cu versetul 24. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu, au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis, Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Și Iisus i-a zis, așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. deschide gura și vei găsi în ea o rublă pe care iau o și dă-le-o lor pentru mine și pentru tine. Din nou, o situație în care gura îl ia pe dinainte pe Petru. Ajung la Capernaum, după întâmplarea de în cezarea lui Filip și după întâmplarea de pe muntele schimbării la față, și aici vin unii și îl întreabă pe Petru, învățătorul tău, nu plătește darea pentru templu și Petru, fără să se gândească, spune, ba da. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte. Parcă mi-aș închipui așa scena și parcă l-aș vedea pe Petru gata deschizând gura să vorbească și Domnul Iisus îi face semn și i -o ia înainte și îi pune întrebările pe care îi le pune. Simone, ce crezi tu? De la cine iau împărații pământului birul și dări? Iau de la fiilor sau de la străini? Și Petru răspunde, de la străini. Și Domnul, ca să-l ca să facă să gândească ceea ce a vorbit, ceea ce a spus, deci fiii sunt scutiți. Petru, cum ziceam mai înainte, nu cu mult timp în urmă, în cezarea lui Filip a spus despre Domnul Hristos că este fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Isus Hristos aici îi spune de fapt lui Petru, Petre, aici nu este vorba despre faptul că plătesc darea sau nu o plătesc, ci problema este despre cine sunt eu. Pentru că dacă sunt fiul dacă sunt Fiul lui Dumnezeu, Fiul împăratului, atunci pământul cu tot ce-i pe el e al Tatălui meu. Și atunci eu sunt scutit de dare. Aici nu se pune problema despre plătesc sau nu plătesc. Problema care se pune aici, Petre, este cine sunt eu. Sunt Fiul lui Dumnezeu sau nu sunt Fiul lui Dumnezeu? Trebuie, sunt obligat să plătesc darea? Sau nu sunt obligat să plătesc darea? Pentru, este pus în această situație și Domnul Hristos vrea să-l facă să, să, să gândească înainte să vorbească. Și pentru aceasta accentuează așa de mult și îi spune așadar, fiii sunt scutiți. Ca Petru să priceapă lucrul acesta, că el cu puțin timp înainte afirmase despre Domnul Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, iar acum când oamenii au venit și l-au întrebat dacă învățătorul tău plătește darea, el imediat a spus, ba da, sigur că plătește. Și Domnul Isus îl învață pe Petru și ne învață și pe noi. Nu ce face învățătorul tău? Plătește sau nu plătește? Ci cine? Este învățătorul tău, Petre? Cine este învățătorul nostru? Este el Fiul lui Dumnezeu? Este sau nu este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că dacă este Fiul lui Dumnezeu, atunci îi suntem datori cu închinare, îi suntem datori cu supunere, îi suntem datori să-i dăm slavă, să-i dăm laudă, să-i dăm cinste. Dar îl mai învață pe Petru. Domnul Isus Hristos încă un lucru în textul acesta. Și îi spune, Petre, deci te-am făcut să înțelegi. Fii nu trebuie să plătească. Eu nu sunt dator să plătesc, pentru că sunt fiul lui Dumnezeu. Dar totuși, ia undița, du-te la mare, prinde-o pește, ia banul și plătește. Și pentru mine, și pentru tine. Îl mai învață pe Petru ceva. Petre, noi trebuie să renunțăm la privilegiile noastre, uneori, de dragul celor mai slabi, ca să nu-i facem să păcătuiască, să nu-i facem să cadă în păcat. Du-te, ia banul și plătește darea. În Romanii în 15 cu 1, spune Apostolul Pavel că noi, care suntem tari, suntem datori. Suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, așa cum Domnul Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, batjocura, rușinea, ca să se bucure de noi, de toți cei mântuiți prin jertfa sa. Mai avem un text în faptele apostolilor, în capitolul 10 avem întâmplarea cu sutașul Corneliu. Am să citesc doar de la versetul 43. Este predica lui Petru. Știți întâmplarea când sutașului Corneliu îi se arată un înger, îi spune să trimite niște oameni la Iope, la Petru, să-l cheme pe Petru, pe Simon, zis Petru, și îi va spune Petru tot ceea ce trebuie să audă. Corneliu trimite și în timpul acesta Petru are acea vedenie cu, cu acea față de masă care se coboară din cer, legată la cele patru colțuri, în care era... În această față de masă erau tot felul de târătoare, dobitoace, necurate și Domnul îi spune Petre, taie și mănâncă. Și Petru zice, nici de cum, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva spurcat. Și Dumnezeu îi răspunde, ce-a curățit Dumnezeu, ce-a sfințit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Și în timpul acesta ajung oamenii și Petru, având în minte această vedenie, se duce cu oamenii aceștia. Intră în casa lui Corneliu și începe să propovodească Evanghelia. Și de la versetul 43 din capitolul 10 din fapte, spune toți prorocii mărturisesc despre el, despre Isus, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru acestea, cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Din nou, Dumnezeu îl întrerupe pe Petru din predica lui. Îl întrerupe pe Petru pentru că, imaginați-vă, Petru era apostol al Domnului Isus Hristos, dar în același timp era evreu. De fapt, el a fost criticat după aceea de frați că a intrat în în casă la, la unul dintre neamuri și a mâncat cu el, ceea ce nu se face, și chiar Petru recunoaște lucrul acesta, că știți, spune el, că nu se cade ca un evreu să intre în casa unuia, uh, unuia dintre neamuri și să mănânce, cu, să mănânce cu el. Petru era apostol al Domnului, dar era și evreu. Încă pentru Petru nu era lămurit, nu era clar lucrurile. Cu toate că a mărturisit el că a, a avut acea vedenie, și Dumnezeu i-a spus: „Ce a curățit și ce a sfințit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat.” Ei de la vedenia aceea și până la intrarea în casa lui Corneliu a trecut o zi. Într-o zi mintea lui Petru nu s-a putut schimba atât de radical încât el să priceapă ceea ce Dumnezeu a vrut să-i spună. El încă încă mai considera că uh, nu se cade să mănânce cu neamurile, că nu se cade să intre în casa unuia dintre neamuri și acum în timp ce el predica cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îl întrerupe și zice pe când rostea Petru cuvintele acestea s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul și toți credincioșii în împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci i auzeau vorbind în limbi. Petru a fost întrerupt de Duhul Sfânt din predica lui ca să înțeleagă, Duhul Sfânt s-a revărsat peste neamuri, ca Petru să înțeleagă că e exact la fel cum s-a revărsat Duhul Sfânt peste ei la Rusalii, în camera de sus, exact la fel Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt peste neamuri și Petru să înțeleagă că pe cei pe care Dumnezeu i-a ales dintre neamuri, nu trebuie să se facă evrei, nu trebuie să se taie în prejur, nu trebuie să țină legea ca să devină copii ai lui Dumnezeu. Din nou Dumnezeu îi dă o lecție lui Petru. Așa cum în celelalte două, două întâmplări pe care le-am citit din Scriptură, Dumnezeu a vrut să-L învețe pe Petru că doar Domnul Hristos este de ajuns, nu mai trebuie lege și proroci, a vrut să-L învețe că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și acum Dumnezeu vrea să-L învețe pe Petru și să ne învețe pe noi. Lucru pe care îl spune versetul 43, și anume că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Oricine crede în el, capătă iertarea păcatelor. Uh, noi acum asigur că... Uh, nu ne punem nici măcar în gândi, ideea sau problema sau gândul de a ne face evrei oamenii care nu sunt mântuiți, de a se face evrei înainte de a deveni creștini. Nu se pune problema aceasta. Dar trebuie să înțelegem și noi și orice om, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să devină sfânt ca să se pocăiască. Domnul Iisus Hristos însuși spune, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprehăniți, nu neprihăniții au nevoie de pocăință. Nu sănătoșii au nevoie de doctor. Ci cei păcătoși au nevoie de pocăință și cei bolnavi au nevoie de doctor. La tine, așa cum sunt, spune cântarea, la tine vin. Așa cum sunt, la tine vin. Dar nu voi rămâne așa cum sunt, ci prin Harul lui Dumnezeu mă voi schimba, prin Harul lui Dumnezeu voi crește în sfințenie, în cunoștință, în apropiere de Domnul. În dimineața aceasta, gândul acesta l-am avut și am vrut să-l aduc în fața dumneavoastră. Despre ceea ce credem. Iisus Hristos este de ajuns, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și oricine crede în El capătă prin numele Lui mântuire. Slăvi să fie Dumnezeu pentru toate. Amin.